Da, bună ziua, bun găsit, vă spune și noi de aici, de la Würzburg, în momentul în care tocmai începe cea de-a doua ședință de antrenament după victoria pe care Naționala România a reportat-o contra Ucrainei. Este o zi normală de lucru, este un antrenament ceva mai serios și mai tare decât a fost cel de ieri, care a fost axat în principal pe refacere. Intrăm în linie dreaptă pentru partida cu Belgia, care practic a devenit extrem de importantă. Toată lumea vorbește de calificare, toată lumea din țară se gândește la o eventuală calificare Naționale României în optimi. Este valabil și pentru presa prezentă aici și mai ales pentru jucători. Există foarte mult optimism, deși selecționerul Edi Iorgănescu îndeamnă și a făcut-o de fiecare dată la calm, la multă liniște și la foarte multă precauție înainte acestor jocuri. Am văzut ce s-a întâmplat la partida pe care Belgia a pierdut-o contra Slovaciei. Jucătorii însă par extrem de echilibrați și de foarte bine motivați, așa ca niște amănunte de insider. Pot să vă spun că au avut un program extrem de strict, au avut un fel de ședință internă făcută și și-au creat așa o autodisciplină extrem de riguroasă la ora 11 în pat. N-au fost niciun fel de probleme de niciun fel de disciplină sau altceva de genul acesta. Deci toată lumea este focusată și axată pe meciul cu Belgia. Ca o noutate legată de lot, singurul jucător care este oarecum menajat la ședința de pregătire este Valentin Mihailă, care vine după accidentare. În rest, toată lumea este validă, așadar să privim cu încredere către meciul cu Belgia de sâmbătă.